Vă salut dragii mei prieteni, bine v-am regăsit la un nou vlog, un vlog foarte, foarte incendiar, vorbind despre dovezile pe care cei de la canal de nu au vrut să le arate. Rămâneți până la sfârșit pe acest vlog pentru că chiar avem de discutat. Acest vlog vreau să vă spun dinainte că este interzis persoanelor fanatice, pentru că acele persoane fanatice nu și-au rostul să stea pe acest vlog, pentru că ele văd decât drept înainte, nu văd realitatea exact așa cum este. Nu, înainte de a începe vlogul, vreau să vă mulțumesc pentru cei 30.000 de abonați, nu rămâne decât să mă înclin în fața dumneavoastră și să vă doresc multă, multă sănătate și că sunteți alături de mine pe acest canal de YouTube. Iar eu promit că veți primi informații cum ați primit și până acum, la fel de corecte, la fel de sincere și totul în avans cu două sau trei săptămâni în funcție de cum se filmează emisiunea Casa Iubirii. Prieteni dragi, în această lume sunt anumite persoane care, indiferent câte dovezi le -ai aduce și indiferent cât le vei arăta chiar și cu dovezile în față te vor prosti și din păcate Robert este una din aceste persoane. Nu vreau să începesc cu hate încă o dată fanatici sau dacă dați hate nu este niciun fel de problemă, nu mă afectează cu nimic, doar că vreau să vedeți realitatea exact așa cum este și iar dumneavoastră să vă uitați în trecut în vlogurile mele pentru că eu chiar am susținut Robert în majoritatea vlogurilor, doar că de data aceasta m-a dezamăgit un pic. Sunt anumite lucruri care sunt evidente, doar că dumneavoastră care susțineți Robert, nu vreți să le vedeți. Sunt anumite lucruri care par foarte și extrem de evidente, și exemplul meu este acea persoană de pe Instagram pe care dumneavoastră o știți foarte bine că îl susține pe Robert și dă informații în avans despre emisiunea Casa Iubirii. Nu am nimic personal cu acea persoană, din contră, respect și o dau informații în avans despre emisiunea Casa Iubirii, doar că acea persoană este evident de la cine primește informații pentru că toți concurenții de acolo din emisiune i-a făcut praf pe rând. Radu, pe Mihaela știți foarte bine și sunt postările dovadă la el pe Instagram când o susținea și spunea că e cea mai frumoasă, cea mai blândă femeie și așa mai departe, iar după ce s-a despărțit de Robert a făcut-o praf. Despre Bianca nu mai vorbim, despre Lorena la fel, deci nici Radu, iar la fel, deci nici o persoană din acea emisiune nu i-a scăpat. Pe când, dacă vă uitați la postările dumnealui, în toate postările, Robert este cel mai bun, staful are ceva cu el, ei se pun numai bețe în roate și așa mai departe. Haideți să vă spun cum stă treaba și cu staful, haideți să vă spun cum stă treaba și cu voturile dumneavoastră. Stafuri, prieteni dragi, nu se complică pentru că și această televiziune este verificată și controlată de acel CNA, Consiliul Național al Audiovizualului, iar dacă dumneavoastră face sesizări la CNA, cei de la CNA sunt obligați să se sesizeze și sunt obligați ca ei să meargă să verifice voturile și așa mai departe. Iar cei de la Canal de nu cred că s-ar complica pentru 1000 de euro, că de lui Radu, că de lui Robert, că de Mihaele, că de Bianca și așa mai departe, nu cred că are relevanță cu ei dă, deci de asta vă spun că voturile sunt 100% reale, pur și simplu Radu din cel mai hăituit personaj de pe internet a devenit cel mai popular la ora actuală. De ce vă spun asta? Pentru că încă o dată revin la acea persoană care îl ridică în slăvi pe Robert și pe Instagram și pe TikTok. Numele v-am spus, nu îl dau doar dumneavoastră, știți despre cine este vorba. Dacă știți despre cine este vorba, vreau să-mi lăsați și în comentarii. Deci, acea persoană ar spune că cineva are ceva sau stafful are ceva cu Robert, nu fraților, stafful nu are nimic cu Robert. Dacă era să aibă ceva cu Robert, nu-i interesau. Iar a au avut până acum o mie de posibilități să-l dea afară pe Robert, spunând că e cel mai puțin votat. Robert a fost în fază și el de foarte multe ori, iar dacă stafful avea ceva personal cu Robert, îl dea afară până acum de o mie de ori. Sau cum facem? Odată voturile sunt corecte și odată nu sunt corecte, când vă convine dumneavoastră sunt corecte, când nu vă convine nu sunt corecte. Sperăm că am încheiat acest subiect odată pentru totdeauna, acum că ar fi favorizat și așa mai departe, iar acele prin screen-uri vorbe și așa mai departe există, pentru că sunt verificate, așa cum au spus și cei de la Canal de sunt verificate, doar că nu au voie să le dea pe post, exact cum v-am spus mai devreme, este vorba de acel CNA, trebuie să protejez persoanele, numere de telefon și așa mai departe. Dar atâta timp cât este numărul de telefon al lui Robert, s-a sunat, s-a verificat, înseamnă că Robert a dat anumite informații sau a primit anumite sfaturi de la anumite persoane cu cine să facă cupluri și așa mai departe și asta m-a pus pe gânduri pentru că haideți să ne amintim la începutul emisiunii cum sau acum 5-6 luni de zile cu Mihaela se ținea în continuu după Robert iar Robert nu o băga în seamă și cum naiba dintr-o dată în acea gală unde a văzut pe Mihaela că plânge și așa mai departe i s-a frânt inima lui Robert și a zis că da domne haide să facem cuplu nu fraților nu este adevărat Robert a stat cu Mihaela, din păcate spun asta, doar pentru susținător, pentru public. S-a cam păcălit pentru că el a crezut că emisiunea se termină undeva prin august, iar emisiunea nu se termină prin august, emisiunea se termină undeva prin octombrie, chiar începutul noiembrie. Cei concurenții, din ce știu eu, mai au o vacanță în august, după care revin din nou la filmări, deci emisiunea va ține cel puțin și luna lui septembrie. Mihaela pot să vă spun că nu l-a tras în jos pe Robert din contră, l-a cam ridicat, iar Mihaela, din punctul meu de vedere, cred că este singura victimă pentru că, haide să fim serioși, se vede clar că acea persoană pe nume Mihaela s-a zbătut pentru el, că l-a jignit, l-a din iubire, a spus anumite lucruri despre el din iubire, este vorba despre frustrare pentru că și ea haide să vă puneți și dumneavoastră în locul ei să țineți la o persoană după aceea să vedeți că nu vă mai bag în seamă și dintr-o dată se desparte de dumneavoastră doar că ține cont de anumii susținători nu cred că v-ar pica nici dumneavoastră ok. Eu, din punctul meu de vedere, cred că Mihaela l-a iubit sincer sau poate e mult spus iubi, dar a ținut mult mai mult la el decât a ținut Robert la ea. În rest, ce să vă zic, legat de cupluri, nu avem cupluri, prieteni dragi, nu avem cupluri serioase, singurul cuplu serios în această emisiune este, dar este în spatele camelor, legat de Catinca și Cosmin nimic, Lorena nimic, singurul cuplu care v-am spus sunt foarte realist, este vorba despre Radu și Cristina, eu în continuare mențin că cei doi formează un cuplu, doar că nu vor să se afișeze la televizor, este strategia lor, doar vă dau scris și vă spun că în spatele camerelor cei doi se înțeleg foarte, foarte bine, ba chiar se sărută. De ce la televizor nu vor să o facă? Încă o dată vă spun, fiecare joacă cartea lor, este strategia lor. Nu vă închipuiți că această emisiune este reală 100%, nu fraților, se joacă și acolo anumite cărți, anumit teatru, iar încă o dată vă spun cei fanatici, sper să vă abțineți de la comentarii dacă nu vreți să vedeți realitatea exact, exact așa cum este. Prieteni dragi, în mare parte cam acesta a fost vlogul, concluziile le trageți dumneavoastră, avem și pagină de Instagram, postez și aici zilnic, haideți și aici dacă doriți să ajungem la 10.000 de urmăritori, pentru a fi la curent cu absolut tot 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 ce se întâmplă în emisiunea Casa iubirii. Instagramul meu se numește Culise TV. Doamnelor, domnilor, concluziile le trageți dumneavoastră. Aștept comentarii, chiar sunt curios. Numele meu este eu, ca de obicei. Vă doresc multă multă sănătate și să ne auzim sănătoși la următorul vlog. La revedere.